Nativii berbeci vor fi oameni de bază, vor face și treburile altora la serviciu și se vor alege cu nenumărate laude. Taurii sunt și în mare formă, debordează de energie, așa că nimic de pe ordinea de zi nu va rămâne neterminat. Gemenii se vor bucura de o zi excelentă, toate planurile lor vor căpăta contur. Dacii vor avea parte de situații tensionate în plan familial, din păcate, cu greu își vor păstra calmul. Leii nu vor pierde vremea, se vor mobiliza să termine în timp util activitățile din plan și partea bună e că vor avea și sport din plin. Vă puteți baza astăzi pe nativii Fecioară, sunt sigur pe ei și pe ceea ce fac și se vor bucura de rezultate excelente. Balanțele știu ce vor, nu sunt influențabile și acest fapt se va reflecta în deciziile pe care le vor lua în plan familial. Scorpionii vor fi scumpi la vorbă, vor fi introvertiți și se vor focusa asupra proiectelor de familie. Vestea bună e că banii trag la ei. Săgetătorii vor avea o zi lipsită de incident, activitățile se vor desfășura conform planului. Pentru Capricorn se întrevede o schimbare la capitolul profesiei, îi așteaptă vești pozitive familiale. Vărsătorii și munca vor fi dușmani, în schimb cu distracția vor fi prieteni, vor fi cu umorul la purtător și puși pe glume. Peștii sunt plini de energie și niciun lucru, chiar și mai dificil, nu le va sta în cale, dimpotrivă, vor avea soluția optimă. Atât pentru acum, ne revedem la Dimineața Mondenă puțin.